finanțe, cu finanțe, cu unii. Foarte bine. Numai că înainte de comunie trebuie să spovedească, trebuie să stea din părtășiți, să scrie acolo lege, nu mai departe. Le se iartă păcatul de a fi trăit împreună până la comunie. Se iartă. Alt păcat e mai greu de iertat. Să vedem cum unii se iartă cel. Păi dacă ai trăit un și tu n-ai copii, cum ai făcut de n-ai? Ce anume ai mințit? Față de nu trebuie pentru da predică, nu știu ce, calendar. A, te-ai încărcat de păcat. Acum te spovedești de păcatul de comunie, dar de ăsta la altă te spovedești, dar și cum le spui? Cât de avut știi tu că ai făcut prin, prin serie? Cât de avut trebuie? Păi n-am făcut, cum să întâmplă? Ai făcut la fiecare 28 de zile? Probabil, un avut. Două dată au fost și le-ai făcut sau nu le-ai făcut? N-ai făcut. Avortul hormonal nu poate, nu poate fi identificat. Spui, am făcut un avort. Și iată unde te-ai aruncat, unde te-ai băgat, cum o să ieși aici? Dintre toate metodele contraceptive este una mai puțin păcătoasă. La Dumnezeu nu e cu cald și rece. Cald și cald și ore cald și rece. Ore ne e ore altă. Nu sunt nuanțe de gric la Dumnezeu. De 10 ani folosesc astfel de metode. Dar acest soțul meu nu concepe altă. Iar acest lucru nu concepe, iar gândește. Iar acest lucru mă frământă vorbă. Ce e de făcut dacă aș mai vrea cu faci în așa fel să ai copii. Totul tău știe doar. Femeile sunt diplomate. Ele știu. Să facă totul să învârte așa și să gândește copil. Nu l-a anunț până în luna 8-a, luna 8-a fixată, deci să aveți ce cunoaște. Sau că în sfârșit, mai întreabă cineva că de ce nu se face cunoscut fenomenul Valea Proprului. Valea Proprului nu e un fenomen, e o încercare. Valea Proprului este o încercare a noastră să dovedim că românii pot să-și crească copiii fără să-i expoți. Și că dacă o fată vrea să lasă copilul, una din 10.000, dacă dai 100.000 de cuiante, 10 femei se pun să lasă ori. Dacă ții 100.000 de vrei, 10 femei renunță la ori. Mic procentul, dar e ceva. Deci asta am vrut să spunem că românii pot să facă asta. Să nu credeți că la Valea Proprului se întâmplă singur, fără ce se întâmplă. Să avem o armată asta. Adică foarte mulți români, mănăstiri, preoți, biscopi, patriarhul, episcopia, preria, sponsor de niștea. Nu foarte substanțial, că ne-au niște de unde. Care au înțeles, oameni care au în portbagajul mașinii actor și numai, o armată întreagă de administrație, care nu mai e ca nimic, pentru că nu aveam niciun angajat, acum ar trebui să angajăm. Oamenii pot îngrijim de copii să moară ei, atunci salvăm oroși și oroși. Deci să nu credeți că este chiar în fel. Este o demonstrație că se poate. Că românii așa au făcut. Când a rămas Patriarhul Iustin orfan, la 7 ani era orfan. Mâna a murit tata în război și mama așa. L-am dat la oferinat, l-am dat oferinatul la seminar și am mai departe până la doctor în teologie la Atena și nu știu cât de doctor. Nu-i proșu. Dacă ești viu, e nelegit. Dacă lași copilul să fie viu, vedem ce face. Că ajunge în canal, până ajunge în canal, mai vedem, îl scoate în medicare, că e viu. Și în canal rămâne. Nu mor copilul în canal. Dar deodată ieșit din canal, s-ar putea rezolva ceva. Da, într-adevăr, ajunge în stradă, într-adevăr.
O lege care se lege imediat. Bărbatul care lovește pe soția. Imediat, pe loc, fără jertfă. Legea asta ar trebui. Dacă lovești un polițist, imediat te leagă. Dacă îți lovești nevoastră, nu te leagă. Cum să nu te leagă? Pe loc te leagă. Dacă nu știi ce se întâmplă violenție pe fata ta, așa, dovezi, nu știu cum, în orice alt atac, imediat te leagă. Și celălalt. Să ajute cu Dumnezeu pe mine de să fim culoare aminte la ceea ce se întâmplă, pentru că ceea ce se întâmplă este o judecată comună. Adică la înfricoșată judecată ne vom prezenta pe neam. Fiecare cu poporul. Nu știa care o judecă în America de judecă Dumnezeu cu americani. Nu, cu românii. Și ne va judeca Dumnezeu pentru că nu ne-am opus acestui măcel. Este măcel. Filmele astea cu avântul chirurgical arată ce înseamnă măcel. Măcel care e mult superior unui război. Mult superior. Pentru că în război încă se mai poate face ceva. Copilul murdă nu poate face. N-are nicio armă. Reacția lui crește pulsul, îi crește numărul de bătrâni la inușă. Ce de la asta? Încearcă să țipe. N-are ce n-a auzit. Cum știți că este un strigăt. Vă mulțumim că ați întrebat, că dacă nu întrebați, nu puteam răspunde și ne făceam de răspunde. Dar așa, poate, poate. Ce recomandați membrii și viitorul membrii ai asociației în tradiția românească pentru mai mare ridicare? Ce înseamnă mai mare ridicare? Trebuie să conștientizăm ca fiind membru într-o asociație poți să te aduce un aport dacă faci ceva. Dar poți să aduci și un aport nu membru. Adică și nu mă dădă putere. Și să știți că pofta ne vine în lucru. Pofta ne vine. Mai întâi, vedem dacă vrei să-ți faci, să testezi dacă îți merge o afacere sau nu, faci o firmă și pui și firmă și îți pui acolo și ce să ocupă. Și oamenii vor veni, vor găsi birouri goale, rafturi goale și vor întreba, aveți asta? Și vei constata care e preocuparea oamenilor. Și atunci chiar o să deschizi firma respectivă și o să fie. Deci să punem firma, să intrăm într-o asociație, sigur, unde simpatizăm, să facem puțin, dacă nu mult, dar inclusiv prezența ta, dacă nu mult, puținul tău, valorează. Sora mea nu e încumnată, ci e căsătorită în catolic, în catolic. Deși ea este botezată în Sfânt Ortodox. Apropo, a fost botezată acasă, nu la biserică. Cât de mari sunt aceste păcate pe ei, ce pot face pentru Sfântul ei? E moartă? De ce vrei să facă pentru Sfântul ei? Păi pentru ea. Problema că e botezată acasă, o fi fost botezată acasă sub comunism. Că se mai practica lucrul ăsta, pentru că vrea să se știe. Botezul e valabil și în biserică și acasă. Problema este că lucrarea tainică a botezului în viața ei a lăsat de lui. De ce ne botezăm noi copiii în biserică? Pentru că aici lucrarea lui Dumnezeu este puternică, aici este trupul Sfântului lui Hristos. De ce ne punem în biserică? Pentru că aici este adunată comunitatea care ne primește, ca și cununa. La Moscova, căsătoria, așa zisă, cununie, desfințându-se bisericile, 6 din
600 de biserici ale Moscovei, au fost închise 540. Numai 60 au fost lăsate liber. Și pentru că totuși se existe o ambianță în România asta, așa zisea atunci, se petreceau comunile la catafalcul lene. Treceau pe acolo și gata, cu luna. De ce? Se simțea nevoie de carte. Numai când erau noștri. Sunt doaptarul celor Sfântului Mese sau în doi biserici, avem Sfintele Moaște. De aceea, în mine, ne botezăm și să vărșim toate cuvintele noastre importante și ne cântăm Dumnezeu în biserică. În niciun caz în restaurant. Cum am auzit că Tătușul Cristel în sala restaurant și întreb de ce și de așa și ați părinții și să parcăm și la biserică, urmă și la restaurant, mai bine ne ducem acolo, vom locuri acolo, nu mai plimbăm. Păi da, dar lucrarea, efectele botezului asupra copilului tău? Sau ceea ce se întâmplă la comunie? Dacă totul este aiurea, tu vrei o comunie fericită? O viață fericită după comunia și nu se poate. Am văzut la pădure lângă Pitești un complex care suporta deodată 9 nunți de câte 400 de persoane de ea. Dar nu se aveau. În schimb, aveau un singur lucru comun, o explanare așa. Am crezut că e o frumusă artesiană, nu mi-a explicat. Urmă mi-a explicat și acolo vine preotul, miri și bună. Păi cum nu se cunune pădurea? Se cunune aiurea. Aici se dansează, aici se fumează, aici se bea, aici se înjură. Cum să te cunune? Trebuie să fie nezdravă la fel. Împreună cu tine. Cum să vii să cunune tineri în pădurea? Sau la iarba de aia? Nu te interesează viitorul lor, nu te interesează cum se... Ianul acesta îi cuplează pe amândoi, sudura aceasta, nu te interesează. Te interesează să iasă fotografia așa și așa. Asta înseamnă că am pierdut noțiunea. Noțiunea aceasta de sfințenie pentru care tine. Bun, dacă e căsătorit comunicatorii, nu înțeleg unde s-a căsătorit, la ortodox nu încă el e catolic, la catolici nu, pentru că ea era ortodoxă, deci unde s-au căsătorit? S-au căsătorit la catolici? A discutat eu asta, pentru că la catolici căsătoria nu face preot. În învățătura de credință a romano-catolicilor scrie clar că miri săvârșesc cununii. Iar preotul conduce ceremonii. Atunci, dacă nu se face preot, înseamnă că nu sunt cununat. Și de ce am reglat așa? Dar ce putem noi să ne amestecăm în asta, când toate sunt săvârșite? Spre exemplu, vine de o mamă sau un tată cu vaie. Vai, părinte, fata mea se căsătorește cu un catolic. Păi de ce? Uite așa nu se mai... De când sunt împreună în sensul de vorbesc, așa? Ce de 4 ani? Păi 4 ani n-ai avut liste plânge. De ce ai venit să început? Dacă e așa, acum noi ce să facem? Să ne băgăm între ei, în iubirea lor și să despărțim. Noi cu asta ne ocupăm preoții. Să despărțim două persoane care se iubesc. Dacă tu, ca tată, ca mamă, n-ai putut, ea n-a înțeles, ce putem face noi? Și așa mă întreb. Încă mai bine întrebări. Înseamnă că ai întrebări. Există o conspirație a rău. Există. Unul din scopuri este destinarea de dezvoltare a familiei. Principala preocupare a omului de azi este lupta pentru subsistență. Totul este subordonat bani, nu tot. Părinții care încet de dinează în seara în țară, să-și în familie, în casă, în care nu lipsă de modele.
Ce să fac? Dacă am înțeles să meargă în străinătate, să întoarcă în străinătate și să-și cumpere termopan, să-și facă ușă de termopan, ferește un termopan, bate greșe în casă. Mai s-a dus o dată de 5-6 luni și a făcut ușă. Și baie acolo, s-a mai dus vreo 4 luni și a luat o mașină, mai dus 2 ani și a stricat acoperișul și a ridicat casa în sus, pe o temere care nu se știe dacă ține atâta greutate. În loc să-și facă o firmă, să facă o investiție și cu banii aia, fixă de cap, că românul nespovedit nu mai are valoare din românului tine. Românul fără de biserică. Datorilor sunt 50 de mii de români pe prost. Nu m-a vrut 5.000 la biserică. La toate bisericile. Românul pierde. Credeți că lipsa prezenței biserică aduce câștig? Măcar prezență. Pierde. Singure modele sunt cele oferite de mass media. Și în tabloc, pornografie, drogă, violență, prostituție. Cum să obții bani cu muncă puțină? În transmiterea peisaje, foarte greu de construit o familie bazată pe valori de misiv, așa e. Dar cum să faci? Cărțurile sunt scăpate de mână. Directoarea centrului la Provita, de la centrul Provita la Valea Cucului, acum 20 de ani, a dat permis și a luat permis. Și întrucât datele nu s-a așteptat să ia permisul ăsta repede, mașina era încheiată, era în operație și când i-a pus volanul acolo, l-a strâns bine, l-a strâns bine, șansa aia a fost că urca cu mașina undeva și a rămas cu volanul. Ce să facem fără volan? N-avem cârmă. Adică avem o locomotivă pe iarbă. Ce să faci cu locomotiva pe iarbă? Locomotiva trebuie pe șine. Pe iarbă nu are valoare. Noi nu avem valoare decât dacă reîmprospătăm continuu sângele nostru cu sângele lui Hristos. Restul, priviți. Priviți ce se întâmplă. Ce ne face? Se rovește și în biserică, în păcate, sunt unii reprezentanți de biserică care nu, care dau apă la moară. E reprezentat de biserică. Care dau apă la moară? Aia nu e reprezentat de biserică. Sunt niște legheme, pătrunse, trăitate. Prin fapte negative de fel, iar media arată abia aia. Atâta așteptă. Dar, adevărat, ce treabă avem noi cu mass media? Nu ne ce treabă am cu mass media? Nu mă uit la televizor, nu citesc de nu asta înseamnă mass media. O să zic că sunt neinformat? De ce trebuie să mă informez? Ce o să aflu? O să aflu crime? Sau ce o să aflu? Că a făcut unul așa și celălalt așa? Nu vreau să aflu. Eu n-am timp să fac rugăciune de seară dimineață de aia. N-am timp să fac medalii câte. N-am timp să citesc în Sfânta Scriptură cât am. Noi nu avem timp de bază. Ce treabă avem noi cu mass media? Toată lumea spune că mass media face și trebuie. Care mass media? Există mass media? Nu există pentru nimic. Distruge? Eu îmi feresc copilul. Nu pot prieteni. Avertizez. Numai prin ignoranță putem să mai facem față. De ce? Pentru că au cucerit tot. Doamna Liga Columbeanu a distrus tot. De la clasa 9 până la clasa 12, gata, totul merge. Că a coborât la clasa 7. A dat Dumnezeu că a fost eșecul și atunci fetele noastre s-au mai luminat la cap. S-au luminat la cap și au zis că, domnule, nu e chiar. Dar în rest, va. Cum să mă comport față de cineva care a violat o fată din biserică și care a scăpat că o fată de rușine nu a sesizat fata. Acum fata
sfătuit, după aceea prin bătut și după aceea prin bătut pe mâna poliției. Prima dată începem așa, pe urmă, bătaia nu e recomandată de biserică, dar o recomandă noi. Dar pe urmă nu stă pentru că poți să faci lucrul ăsta, la un moment dat te trezești cu fata ca și cum ai înțelătoare. Toleranța asta, pentru că trebuie să tolerezi. După despărțirea de prietenă, nu mai poți să fac în unul mereu. Ce poți să fac? Te repar. Asta s-a repartat de tine pentru că se va căsători cu cineva care nu este ca cuvântă ortodoxie. Dacă s-a căsătorit, asta e. Ce spune? Nu mai am. Care comunie, dar nu despărți. De soț. Noi avem unul care a văzut Ursula la 19 ani și care a rămas puțin scântit sau mai mult scântit din întâlnirea lui Ursul, cu care s-a și luptat și l-a și aruncat în prăpastie și a luat și amende că au vrut Ursul. Și am spus, măi, de ce ai ieșit înainte Ursul? Dar despărinte nu se mai putea. A venit și a luat porcelul, peste 5 minute a luat vițelul, pe urmă a luat oaie, pe urmă o cap. Și nici nu le mânca, nu mai le spunteca acolo, se întoarce. Și atunci am luat furt. Dar când a venit Ursul, nu erau urmă de ăștia care sunt la miște. Cum va fi de ani, erau urmă și în alt pom. Și când i-a dat până, el a vrut să-i bage furca, să-l izgorească, nu să-l omoare. Ăsta mi-a dat pe labă, s-a dus cu timp. Deci a rămas în fața ursului, au spus familie care trăiau în pădure, îl rămăsese orfan și s-au adunat din urmă. El a vrut să-i bage mâna pe gât și a băgat mâna pe gât, i-a scos limba și ursul n-a mai avut echilibru în chestia asta. E cam jenant când bagă mâna pe gât. Autoritățile comuniste nu au avut altceva de făcut decât la copil de 19 ani să dea amendă. Și sunt că a rămas puțin așa și se amendă să se însoară. Și scrie la Indigo, 10 Indigo, pe A4, scrie dragă și lasă-l. Eu, cu tare, vreau să mă însor, sunt băiat cu minte de casă, merg la biserică, tot ce se ia. Urmă de desenea de inimioara și se scrie inițiala lui și gata. Scoate inimioara și apoi cu altă culoare de pix, zice, dragă Maria, dragă Elena, dragă Maria. Urmă se duce și de la una și zice, în partele tu, dar fii tu primul. Adică să-l accepte. Ce vreau să zic? Vreau să spun că momentul în care cineva se hotărăște să se înzoare semănite, termină cu el. Adică, dacă el sau ea a avut atâta personalitate, lipsă de personalitate, încât de-a părăsit, ce mai vrei de-a părăsit? Fii mulțumit de că de-a părăsit sau l-a părăsit acum. Și nu peste două zile, și nu peste 20 de ani. Nu după cununie, tot cu 20 de ani în urmă, mai mult, poate 25 de ani în urmă, o mireasă a fugit de la cununie, după cununie. În drum de la biserică spre cămin a fugit. Au prins-o părinții, au făcut-o până la urmă, tot mirea. Și a dat sută, nu vreau. Și a făcut un zavărăs. Acum 36 de ani, în luna iunie, încă aveam examene în anul 5 și un coleg a pus nunta în iunie. Dar n-am știut că se amână așa, nici noi, nici el. Și atunci el a hotărât că nu mai reușea să dea examene, să ne dea drumul ca să se facă el prima nuntă,
dintre toți colegii, s-a dus la oficiul poștal 53 de lângă seminar și a dat acasă o telegramă. Nu face nunta fără mine. Problemă, nu ai problemă. Da, trebuie să avem. A, și băiatul ăsta de care v-am spus, în sfârșit una din fete este măi. Și el încă, până nu, încă se ținea de răpânt, că eu se băci la cap, nu vezi că ăsta s-a semnătită, nu a fixat. Și a zis, părinte, o să mă îmbrac frumos, stau acolo și într-un anumit moment, înainte de punerea, ea o să zică, era gândirea lui, era o gândire sinceră. Asta gândea el. Însă, el gândea rău în simplitate, păcat nou. Noi gândim rău în complexitatea minții. Câte vârteluri se fac de către părinți, de către prieteni, de către fără niciun rost. Lucrurile acestea trebuie să pun. Poate că trebuie să ne intereseze și materialul, dar nu neapărat. Materialul poate veni după. Aspectele acestea materiale se fac cu convenție. Nu știu cum se numește. Asta în care, dacă ne despărțim, averea ta e a ta și a mea, să faci tu asta. Când tu spui te iubesc, când tu te prezinti la altar, tu faci separare în caz de despărțire. Îți vedeți unde s-a ajuns? Cu cine vorbim? Cu românii? Aceștia nu sunt români. De-aia asociația dumneavoastră care a spus întrebarea ar putea să miște aceste aspecte care sunt aspecte ale bisericii. Există vreo problemă care nu este a bisericii? Care e problema? Roșia Montană e problema bisericii. Ăștia cu gazele e problema bisericii. Avortul e problema bisericii. Relevarea de organe e problema bisericii. Pentru că trebuie să omori omul și apoi să-l pui la asta care vrei să-l salvezi. Nu merge așa să iei la omul mort. Ei vreau un om viu. Altfel, morga e plină de organe. Fecundarea e vită. Problema bisericii. Coca-Cola e problema bisericii. Dacă folosește în compoziție fetul și umani, rezultați din fecundarea e vită. Și dacă la acuzație Coca-Cola recunoaște, la pâira către domnul președinte Obama, acesta zice, afacerile sunt afaceri. Atunci aceasta e problema bisericii. Asta la aditivii, problema bisericii. Eu fac sunt aditivie cu prescură făcută din făină de gară. Vedeți? Toate acestea sunt problemele bisericii. Totul e al bisericii. Numai că biserica se documentează de la știință despre ce vorbim și se pronunță. Nu poate să spună biserica fecundare in vitro nu e bună. Păi nu e bună, de ce? Pentru că lucrul acesta presupune fecundarea 10 ori, 10 spermatozoizi, injectarea în uter a 3, 7 se îngheață, se fac experiențe și așa mai departe. Acestea sunt problemele bisericii care trebuie discutate de la altar. Nu sunt probleme pe acolo. Și aici vorbim numai despre pace tuturor și despre păcat. Nu, acestea sunt toate problemele bisericii. Atunci implicarea laicatului în biserică este esențială. Adică cuvântul care pot să îl ai. Și atunci lucrurile vor merge bine. Cam idealist prezentată situația aceasta, dar nu e posibil. Vă mulțumesc!